Pe pagina oficială de Facebook a clubului Prahovena au apărut primele fotografii cu noul autocar surprinse după operațiunea de colantare. Primul drum cu noul autocar Mercedes al echipei a fost făcut la Brașov, acolo unde trupa lui Octavian Grigore se va pregăti timp de 10 zile, de astăzi până pe 4 august. Noua bijuterie a lupilor a fost colantată în culorile galben și albastru cu numele sponsorului clubului, cu palmaresul, dar și cu lupul, reprezentativ pe ambele părți. Mașina adusă recent din Germania a costat 120.000 de euro, are 49 de locuri și este dotată cu facilități ultramoderne, monitoare color, toaletă, bar și o mini-bucătărie. 26 de jucători au plecat astăzi în cantonament. Prima partidă de verificare din acest stagiu va avea loc la Târgu Mureș, în compania divizionare secunde ASA, sâmbătă de la ora 18.